In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum Spiritu tuo. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. În veci voi cânta milostivirile Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Cele voastre, dragi iubiți credincioși, avem o mare bucurie astăzi ca în mijlocul nostru să fie rectorul magnific, rectoria magnifică al Universității Lateraneze, Universitatea Papei. Este excelența sa, Enrico Dal Covolo, cel care a venit la noi pentru că institutul nostru, seminariul nostru, este afiliat la Universitatea din Lateran. E o bucurie pentru noi astăzi, împreună cu Preasfințitul Aurel, cu Părintele Rector, cu părinții profesori, cu dumneavoastră, dragi iubiți credincioși, cu toți cei de față, să stăm în jurul Celui care ne ajută în numele Sfântului Părinte să creștem în pregătire ca și viitori păstori. Îi spunem bun venit, Excelența Reverendissima, și a benvenuto qui in mezzo a noi. Siamo felici perché lei rappresenta particolarmente oggi non soltanto l'Università Lateranese, ma anche il Santo Padre che è in mezzo a noi. Vogliamo celebrare insieme con lei il mistero della misericordia e vogliamo pregare anche, come chiede il Santo Padre, per tutta la Chiesa, per lui e per l'Università Lateranese. Sia benvenuto e la riceviamo con un grande applauso. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad a sacra misteria celebranda. Tu risesc, lui Dumnezeu, Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo.
Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et votam gerere voluntatem, et maiestati tue sincero corde servire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Citire din cartea Exodului. În zilele acelea, Amalec a venit și s-a luptat cu Israel la Refidim. Moise i-a zis lui Iosue: alege pentru noi niște bărbați, ieși și luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosue a făcut după cum i-a spus Moise și a luptat împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur au urcat pe vârful dealului. Când Moise își ridica mâna, era mai tare Israel. Când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise s-au îngreunat. Ei au luat o piatră, au pus-o sub el, iar el s-a așezat pe ea. Iar Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte și altul de cealaltă. Și mâinile lui au rămas stabile până la apusul soarelui. Iosue i-a lovit pe Amalec și poporul lui prin ascuțișul sabiei. Cuvântul Domnului. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb: de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și nu va lăsa să ți se clatine piciorul și nu va ațipi cel care te păzește. Iată, nu ațipește, nu doarme cel care îl păzește pe Israel. Ajutorul nostru este în numele Domnul. Este păzitorul tău, Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. Ziua soarele nu-ți va dăuna, nici luna în timpul nopții. Ajutorul nostru este în numele Domnule, te va păzi de orice rău, Domnul îți va apăra sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei.
Prea iubitule, rămâi statornic în cele pe care le-ai învățat și în care crezi, știind de la cine le-ai învățat. Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea spre mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună. Te conjur înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va veni să-i judece pe vii și pe morți, la arătarea sa și a împărăției lui. Vestește cuvântul, insistă la timp potrivit și la timp nepotrivit, dojenește, amenință, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare și învățătură. Cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere și judecă sentimentele și gândurile inimii. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna și de a nu se descuraja. Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și căruia nu era rușine de oameni. Și mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el și îi spunea: „Fă-mi dreptate împotriva dușmanului meu.” Dar mult timp el nu a voit. Apoi și-a zis: „Deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu-mi e rușine, pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuși dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină și să mă tot bată la cap.” Iar Domnul a zis: „Ați auzit ce a spus judecătorul nedrept? Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi, care strigă zi și noapte către el, chiar dacă îi face să aștepte? Vă spun că le va face dreptate repede. Dar când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ?” Cuvântul Domnului.
Cari fratelli e care sorelle, iubiți frați și surori, sono molto contento di celebrare questa messa con voi. Sunt foarte bucuros să celebrez această sfântă liturghie împreună cu dumneavoastră. E ringrazio di cuore il vostro vescovo per avermi invitato. Și mulțumesc din inimă episcopului vostru pentru că m-a invitat. E anche per avermi imprestato il suo pastorale. Și mai ales pentru că mi-a împrumutat cârja pastorală. Che porta il segno delle persecuzioni e delle sofferenze che questa chiesa ha sopportato nel nome del Signore. Care poartă semnul suferințelor și a persecuțiilor pe care această biserică a îndurat-o. Ringrazio anche il vescovo ausiliare. Mulțumesc și episcopului ausiliar. Saluto tutti i sacerdoti presenti. Îi salut pe toți preoții prezenți. E tutti voi, cari fedeli. Și pe toți voi, iubiți credincioși. Le letture di oggi ci parlano della preghiera. Lecturile de astăzi ne vorbesc despre rugăciune. La preghiera di Mosè per il suo popolo nella prima lettura. Rugăciunea lui Moise pentru poporul său în prima lectură. E nella terza lettura, il Vangelo, la parabola del giudice disonesto e della vedova importuna. Și în lectura a treia, în Evanghelie, despre judecătorul nedrept și văduva insistentă. Gesù racconta questa parabola per spiegare ai suoi discepoli la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Iisus folosește această parabolă pentru a le explica discipolilor necesitatea de a se ruga mereu, fără să obosească. Per una coincidenza provvidenziale, dintr-o coincidență providențială, oggi, 16 ottobre, astăzi, 16 octombrie, ricorre l'anniversario dell'elezione del Santo Papa Giovanni Paolo II. Este aniversarul alegerii Papei Ioan Paul al II-lea. Fu eletto sommo pontefice proprio 38 anni fa, il 16 ottobre 1978. A fost ales ca suveran pontif acum 38 de ani, pe 16 octombrie. Ebbene, Karol Wojtyła fu un testimone e un maestro di preghiera. Karol Wojtyła a fost un maestru și un martor al rugăciunii. Lo ricordiamo tutti. Ne aducem cu toții aminte de el. Appena aveva un momento libero, tirava fuori dalla tasca il rosario. Îndată ce avea un timp liber, scotea din buzunar rosariul. E si metteva a pregare. Și începea să se roage. Testimone di preghiera. Martor al rugăciunii. Possiamo dire che egli pregava sempre. Putem să spune că el se ruga mereu. Io l'ho incontrato molte volte, anche a tavola, a pranzo. Io l'am întâlnit de multe ori, chiar și la masă, la prânz. Io ho sempre avuto questa impressione. Și am avut mereu această impresie. Che anche quando parlava con me non interrompeva mai il suo dialogo profondo con il Signore. Chiar și atunci când vorbea cu mine, nu își întrerupea dialogul profund cu Domnul. Sì, Giovanni Paolo II fu un testimone della preghiera. Da, Ioan Paul al II-lea a fost un martor al rugăciunii. Ma fu anche un maestro di preghiera. Dar a fost un maestru al rugăciunii. Vi riporto qualche sua parola su questo tema. Vă prezint câteva cuvinte ale sale pe această temă. Lui ha lasciato scritto così. El a lăsat scris astfel. È necessario imparare a pregare. Este necesar să învățăm să ne rugăm.
quasi apprendendo sempre nuovamente quest'arte, proprio învățând mereu din nou această artă, dalle labbra stesse del maestro divino, chiar de pe buzele maestrului divin, come i primi discepoli, asemenea primilor discipoli. Signore, insegnaci a pregare, gli chiesero un giorno. Învață-ne să ne rugăm, i-au cerut ei. Nella preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo. În rugăciune se dezvoltă acel dialog cu Hristos. Che ci rende suoi intimi amici. Care ne face prietenii săi intimi. Sì, carissimi fratelli e sorelle. Da, iubiți frați și surori. Aggiungeva con forza il Santo Papa Giovanni Paolo II. Adăuga cu putere Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. Le nostre comunità cristiane devono diventare autentiche scuole di preghiera. Comunitățile noastre creștine trebuie să devină comunități autentice de rugăciune. Dove l'incontro con Cristo, unde întâlnirea cu Hristos, non si esprime soltanto in implorazione di aiuto. Nu se exprimă doar prin cerere de ajutor. Giovanni Paolo II intendeva dire così. Ioan Paul al II-lea voia să spună astfel. Che il nostro modo di pregare spesso è troppo povero. Că modul nostru de a ne ruga foarte des este sărac. Spesso ci limitiamo a chiedere delle cose a Dio. Adeseori ne limităm doar să cerem lucruri lui Dumnezeu. E pretendiamo che Lui ci esaudisca. Și pretindem ca El să ne asculte. Esattamente secondo le nostre richieste. Exact așa cum noi am cerut. Molte volte con la nostra preghiera. De multe ori cu rugăciunea noastră. Noi vogliamo insegnare a Dio come si fa a fare da Dio. Noi vrem să-L învățăm pe Dumnezeu cum să se comporte ca Dumnezeu. Gli diciamo, fai questo, fai quest'altro, non fare questo, non fare quest'altro. Îi spunem, fă așa, fă așa, sau nu fă așa, nu fă așa. Ebbene, Giovanni Paolo II ci raccomandava di arricchire le forme della nostra preghiera. Ioan Paul al II-lea ne recomanda să îmbogățim formele noastre de rugăciune. La preghiera, diceva, deve esprimersi anche in rendimento di grazie. Spunea el, rugăciunea trebuie să se exprime și prin aducere de mulțumire. In lode. În laudă. Adorazione. Adorație. Contemplazione. Contemplație. Ascolto. Ascultare. Ardore di affetti. O afecțiune arzătoare. Fino a un vero e proprio innamoramento del cuore. Până când se va ajunge la o adevărată îndrăgostire a inimii. Una preghiera intensa, dunque. Așadar, o rugăciune intensă. Che tuttavia non distoglie dall'impegno reale nella storia. Care totuși nu ne îndepărtează de angajamentul nostru real în istorie. Ecco perché molte volte noi facciamo fatica a pregare. Iată de ce de multe ori noi obosim atunci când ne rugăm. Perché spesso con le azioni della nostra vita. Pentru că deseori cu acțiunile vieții noastre contraddiciamo le parole della nostra preghiera. Contrazicem cuvintele rugăciunii noastre. Dio è carità. Dumnezeu este iubire. E se io con la mia vita vado contro la carità e la misericordia. Și dacă eu cu viața mea merg împotriva iubirii și a milostivirii. Come posso pretendere di incontrare Dio nella mia preghiera? Cum pot să pretind că îl întâlnesc pe Dumnezeu în rugăciunea mea?
Cari fratelli e sorelle, iubiți frați și surori, facciamo nostri la testimonianza e l'insegnamento del Santo Papa Giovanni Paolo II. Să ne însușim învățăturile și exemplul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea despre rugăciune. E imploriamo umilmente, senza stancarci mai. Și să cerem cu umilință, fără să obosim vreodată. Signore, insegnaci a pregare. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Celor preiubiți, pentru a învăța să ne rugăm, suntem chemați să trăim credința. Și acum ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, celor preiubiți. Mântuitorul a ales 12 apostoli dintre ucenicii săi, revărsând asupra lor darul Duhului Sfânt, i-a învățat să se roage, i-a trimis în lume să predice Evanghelia la toată popoarele. Să rugăm și noi cu stăruință să facă rodnică munca urmașilor lor în lume. Doamne Iisuse Hristoase, Învățătorule Dumnezeiesc, întărește-L cu puterea Ta pe Sfântul Părinte, Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe toți episcopii și preoții. Dă-ne harul să primim cu suflet deschis învățăturile și îndemnurile păstorilor noștri sufletești. Trimite și dintre noi lucrători în secerișul Tău. Arată tuturor popoarelor că Biserica Ta este sacrament al unității neamului omenesc. Încurajează-i pe misionari în munca lor grea și plină de primeștii. Primește în fericirea veșnică pe toți păstorii decedați. Ne
Dumnezeule, Părinte atotputernic, prea bun și îndurător, luminează ochii credinței noastre, ca în păstorii noștri să te vedem pe tine însuți și primind prin ei darurile tale să înaintăm necontenit spre patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Orate, frateres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale. Tribue nos, Domine, quesumus, donis tuis liberamente servire, ut tua purificante nos gratia, isdem quibus famulamur misteris emundemur, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus, Domino, Deo nostro. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, ipse enim, nascendo vetustatem hominum renovavit, patiendo delevit nostra peccata, eterne vite aditum prestitit, a mortuis resurgendo, a te Patrem ascendendo, celestes januas resveravit. Et ideo, cum angelorum atque sanctorum turba, Imnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes. Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes.
Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorazione. Misterul credinței. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui a nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesiae tue tot orbe diffuse, utiam in caritate perficias, unacum Papa nostro Francisco, episcopum Enrico, president hac Eucharistiam, cum omnibus nostris episcopis et universo clero. Dementuetiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormerunt, omnium ventua miseratione functorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef, eus sposo, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibia seculo placuerunt, Eterne vite mereamule se consorte, se te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti,
et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesie tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Dăruiți-vă pacea. Ecce, Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
Fac nos quesumus Domine celestium rerum frequentatione proficere, ut et temporalibus beneficis adiuvemur, et erudiamur eternis, per Christum Dominum nostrum. Excelențele voastre, cucernici confrați preoți, iubiți credincioși, avem o săptămână bogată în evenimente, de aceea vă reținem puțin atenția cu câteva anunțuri. Vă reamintim că marțea viitoare, 18 octombrie, în sărbătoarea Sfântului Luca, patronul medicilor, va fi celebrată aici în catedrală la ora 18:30 o sfântă liturghie pontificală precedată de Sfântul Rozariu. La această liturghie și la Sfântul Rozariu sunt invitați toți cei care lucrează în domeniul sanitar și toți cei care se ocupă de cei bolnavi. Săptămâna aceasta vom relua întâlnirile comunitare lunare. Pentru acest an ne-am gândit la o serie de întâlniri care au ca temă centrală Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, de care depinde atât de mult viața noastră de credință. Coordonatorul acestor întâlniri va fi părintele profesor Iosif Antili de la seminar, care este specialist în Sfânta Scriptură. Prima întâlnire din această serie va avea loc miercurea viitoare, 19 octombrie, la ora 19:30 și va avea ca titlu Care este locul Sfintei Scripturi în viața mea? Sâmbăta viitoare, 22 octombrie, începând cu ora 9:45, va avea loc aici în catedrală pelerinajul credincioșilor din toate parohiile decanatului de Iași, inclusiv din parohia noastră, pentru a trece prin Poarta Sfântă. Tot sâmbăta viitoare, după liturghia de la ora 18:30, în cadrul privegherii misionare, tinerii organizează o oră de rugăciune mariană pentru misiuni și misionari. Duminica viitoare, în întreaga biserică, se celebrează a 90-a zi mondială a misiunilor. Suntem invitați să ne rugăm și noi pentru misionari. Colecta care se face va fi destinată misiunilor. La afișier găsiți, de asemenea și pe site-ul parohiei, programul Sfințirii Mormintelor pentru anul acesta. Mai multe detalii despre aceste anunțuri găsiți la afișier și pe site-ul parohiei. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată. Mulțumim, excelenței sale, rector magnific al Universității din Lateran. Îi mulțumim pentru că ne-a onorat și ne-a și învățat cum să ne rugăm. El fiind un specialist, un profesor cu adevărat cu experiență lungă, făcând parte din acei care se ocupă dintre salezie pentru formarea tinerilor, dar și a tuturor celorlalți. Și de aceea îi mulțumim împreună cu preasfințitul, cu părintele rector, cu toți profesorii, dar și cu dumneavoastră. Și sigur că vrem să-l onorăm pentru această vizită și pentru a păstra comuniunea cu un simbol. Este vorba de crucea comemorativă a episcopului nostru Anton Durcoviș, de care el ne-a amintit că poartă în mână un semn al suferinței, aceea cruce și acel pastorale care ne aduce aminte de el. El va primi acest dar al nostru și o icoană cu Maica Sfântă pe care o iubim cu toții și o iubește și excelența sa. Rugăm să poarte salutul nostru la toți universitarii, la toți cei din corpul academic, din această mare Universitatea Papei din Latera. Și sigur că îl rugăm să se roage pentru noi și să-l asigure pe Sfântul Părinte că noi ne rugăm pentru el. Excelența reverendissima, voleamo lasciare a lei un piccolo segno di questa sua visita
Si parla della croce commemorativa del nostro vescovo martire dichiarato beato. È un piccolo segno del nostro rispetto per lei e un'assicurazione della nostra preghiera, di tutti i nostri docenti, professori e dei seminaristi e di noi tutti. Ringraziamo e preghiamo di portare al Santo Padre il nostro saluto. E poi la Madonna accompagnerà con la sua preghiera, riceve anche un'immagine della nostra Madonna di Cascica. Questo viene per lei come una comunione, questa copia di Cestokova, Madre Maria. Brava. Così, bravi, bravi. E questa è la croce che lei deve prendere. Facciamo, siamo così. Allora ringraziamo. Și acum implorăm binecuvântarea să ne bucurăm și de indulgența care se oferă la celebrările acestea speciale în Catedrala noastră. Excelența, preghiamo adesso di far arrivare a noi la benedizione speciale per questo grande giubileo della misericordia. Prego. Dominus vobiscum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et vobiscum maneat semper. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.